Uite, un alt lucru interesant în Statele Unite, ei își selectează oamenii pe care îi angajează și selecția nu se face numai, e foarte serioasă, e foarte, foarte competitivă și se face nu numai prin a studia CV-ul persoanei, pentru că am stat acolo și stând cu luni de zile, am văzut și cum se fac interviurile de la fellowship și până la persoana care lucrează permanent într-un asemenea institut. Și să știi că la un moment dat i-am și întrebat, erau, țin minte, la MD Anderson în Houston erau 2 sau 3 locuri pe dermatopatologie și aveau 150 de aplicații. Și pentru fellowship, deci pentru supra-specializare pe dermatopatologie de un an jumate. MD Anderson e foarte recunoscut în toată lumea pentru dermatopatologie, sunt unul din domeniile lor de top. Și am întrebat, bun, dar în final cum reușești să departajezi dintre 150 de CV-uri care presupun că sunt destul de asemănătoare, pentru că cine aplică pentru fellowship la MD Anderson este o persoană care categoric știe ce trebuie să conțină CV-ul ca să aibă șanse. Deci, practic, cum departajez dintre 150 de oameni? Și mi-au spus foarte sincer, uite, la noi, pe lângă partea de CV, care se studiază foarte atent, îl chemăm un pic și îl punem și la microscop, sigur, ca să vedem dacă CV-ul are legătură cu realitatea, dar ce contează în final din cei 150 foarte mult este partea personală, chimia între noi. Și bun, și zic, cum faceți lucrul ăsta? Păi zice, ieșim la masă cu ei și realmente cei 3, 4, 5 oameni, 10 care fac dermatopatologie au câteva cine programate cu aplicanții. Și la masa respectivă îți cam dai seama ce background are, ce idealuri are, ce pasiuni are, ce temperament are, pentru că tu practic îl vei sta cu el un an jumate sau la un moment dat vei sta toată viața dacă aplică pentru și tu trebuie să te înțelegi. Și la ei nu există că nu te înțelegi, ca la noi. Știi? Pentru că din neînțelesul ăla vine regres. La ei totul este spre progres. Dacă ați putea fi acum oriunde, unde ați prefera să fiți? La Paris. De ce? Pentru că este orașul meu preferat. Ce-l face special? Totul. Amintirile legate de familie, frumusețea, arhitectura lui. Este un oraș extrem de sofisticat. Este elegant, în același timp de ton în modă, în restaurante, muzee, totul. Îmi place la Paris. Îmi place limba foarte mult. Și de fiecare dată când mă duc acolo, am ocazia oarecum să o exersez. Spun oarecum pentru că nu mai pot să vorbesc atât de bine ca atunci când eram mai mică, dar mă descurc și acum. Ați locuit acolo? Nu, n-am locuit niciodată la Paris, dar am fost de foarte multe ori. Dacă aș putea, m-aș duce săptămânal. Și poate dacă aș putea, aș și trăi. Nu neapărat aș lucra acolo, dar probabil că aș trăi la un moment dat. Și de ce locuiți în Târgu Mureș atunci? Da, asta e o întrebare foarte bună. Pentru că în urmă cu aproape 30 de ani, când am terminat facultatea de medicină în Iași, unul dintre posturile scoase la concurs la UMF Târgu Mureș era într-o specialitate pe care mi-o doream. Existau 2-3 variante pe care mi le-aș fi dorit. Și una dintre ele era anatomia patologică. Și mama mea, pe, nu știu dacă mai ții minte sau mai există, în momentul ăsta exista un ziar care se numea Viața Medicală, o revistă, ziar, Viața Medicală, nu știu dacă în momentul ăsta mai există viața. Tatăl meu era medic, era abonat la Viața Medicală și mama, care nu era medic, citea și ea din când în când, pentru că erau articole interesante. Și a văzut postul în Viața Medicală și am spus, uite, există această variantă, ce ar fi să încercăm. Și așa am ajuns, așa am dat pe preparator, în urmă cu 29 de ani, cred că, și am rămas. Sigur că inițial nu eram foarte hotărâți dacă o să rămân, dacă nu o să rămân, familia rămăsese în ea și eram singur aici, dar încet, încet am rămas. Și ce v-a lipsit cel mai mult de acasă? În afară de familie, cu care m-am văzut nu foarte des, pentru că pe vremea
chiar la început nu conduceam, nu aveam carne de conducere, comunicarea era grea. Inițial nu aveam nici măcar un telefon unde stăteam. Nu existau telefoane mobile. Deci pe lângă familie, cred că mi-a lipsit cel mai mult vibrația orașului. Iași este un oraș extrem de cultural și de interesant. M-am născut în Iași și primii 25 de ani, să zicem, i-am trăit, jumătate din viață am trăit în Iași. Și dacă pleci din Iași în oricare alt oraș din România, este o diferență enormă. E un oraș extrem de frumos, de romantic, de poetic. Cred că asta mi-a lipsit aici. Am ajuns într-o situație destul de concretă și total diferită de Moldova, total diferită cu tot alte probleme, total diferită de Iași, dar sigur am ajuns într-o universitate. V-ați dorit să fiți un cadru didactic? Nu mi-am dorit nici măcar să fiu medic inițial, pentru că provin dintr-o familie în care doar tatăl era medic, toți ceilalți membri ai familiei erau profesori. Unii profesori de liceu, alții profesori universitari. Filologi toți. Și atunci, oarecum, copilăria mea a fost influențată de tot ce vedeam în jurul meu în casă. Adică multă istorie, multă literatură română, multe limbi străine și cam asta cred că mi-am dorit eu să fac ca idee. Însă sigur că familia are un rol foarte important în a te dirija în viață și în momentul în care le-am spus că asta aș vrea să fac, mi-am spus că situația din România în momentul respectiv nu permite o viață frumoasă și bună dacă te îndrepți spre așa un domeniu. Și mi-au spus că trebuie să fac un liceu foarte serios și apoi să fac o facultate extrem de serioasă. Nu că filologia n-ar fi serioasă, dar medicina este o facultate care îți oferă o meserie mult mai stabilă, mai concretă, cel puțin așa se vedea atunci când dădeam eu la universitate. Am făcut un liceu de matematică fizică, iarăși nu pot să zic că eram pasionată de matematică și fizică, dar era cel mai bun liceu din Iași. Este un liceu și acum cred că în top 5 din țară, este liceul Negruții. Bunicu absolvise acolo și inițial a fost un liceu, e un liceu foarte vechi de la 1895, inițial era un liceu de băieți, ulterior a devenit mixt. Și în momentul în care s-a pus problema unde să continui studiile, bunicul mi-a spus că este exclus să fac în altă parte. Trebuie neapărat să mă duc la liceu Negruție unde a absolvit și el. Pentru că era realmente cel mai bun, adică nu că era neapărat de matematică fizică, nu matematica și fizica erau cele care erau importante, ci seriozitatea și nivelul extrem de ridicat al educației. Și aflându-mă în clasa a 10-a, a 11-a, cam jumătate din clasă dădea la matematică, fizică, politehnică, cu olimpici de matematică și fizică, și jumătate dădeau la medicină. Nu prea exista filologie și pentru filologie trebuie să te duci la un alt liceu, probabil. Și așa am ajuns să dau la medicină. Deci n-a fost dorința mea neapărat, a fost mai mult ideea familiei de a-mi oferi un viitor mai stabil. Nu pot să zic că am avut o idee rea. Și chiar și după ce am absolvit facultatea de medicină în Iași, am avut un moment, chiar imediat se făcea, nu știu dacă acum nu cred să mai faci un an de stagiu între sfârșitul facultății și începutul rezidențiatului, exista un an de stagiu pe care puteai să-l alegi oriunde. Și în anul ăla de stagiu, țin minte că făcând stagiu la endocrinologie, ginecologie, în fine, m-am dus acasă și le-am spus că aș vrea să fac și filologie, să fac a doua facultate. Și mi-au spus foarte bine, dar trebuie să suporți tu material. Adică îți cauți un serviciu, îți faci rezidențiat, îți faci o specialitate și dacă tu vei vrea la un moment dat pe banii tăi să urmezi o a doua facultate și să-ți schimbi direcția în viață, nu e nicio problemă. Și sigur că nu s-a mai întâmplat. Cum de ați renunțat la această idee? Pentru că începând să fac medicină, nu neapărat în timpul universității, dar începând după aia să fac, venind aici, începând să fac rezidențiatul, mi-am dat seama că mi se potrivește specialitatea pe care mi-am ales-o, ba mai mult îmi place. Și începând să fiu și cadru universitar, pentru că
oarecum am început în același timp să fiu preparator și rezident, mi-am dat seama că îmi place și partea didactică și atunci cumva mi-a ieșit din cap. Sigur că era o perioadă foarte tulbă, vorbim de anii 90 și ceva până în 2000. Era o perioadă extrem de grea în care multă lume își căuta direcția, în care România cred că își căuta direcția în primul rând, în care începeau să apară tot felul de alte oportunități, dar ele nu erau foarte bine conturate și încet, încet, lucrând, mi-am dat seama că mi se potrivește mult mai bine și că de fapt au avut o idee mult mai bună decât a mea. Nici nu știu ce aș fi făcut, dacă aș fi făcut istorie, de exemplu, vreau să fac la un moment și mai departe. Dar ați avut vreun moment în care poate erați reticentă la sugestia familiei? Să vă împotriviți cumva la ce vă sugereau? Nu prea aveai de ales în perioada în care eram eu elevă. Adică lucrurile erau atât de constrângere, era atât de mare și direcțiile erau atât de puține, încât nu prea aveai foarte multe variante. Și apoi, intrând într-o clasă, cred că asta e ideea unui liceu foarte bun sau unei universități foarte bune, intrând într-o comunitate foarte serioase de elevi, profesori, studenți, nu are importanță. Ei cumva îți dau direcția. Adică competiția atât de mare și tu începi atât de mult să înveți, să dorești să ajungi undeva, încât uiți la un moment dat de toate lucrurile colaterale și te focusezi pe ce ai de făcut și unde ai de ajuns. Și cred că cu asta am rămas în principiu din liceu. Bine, cu amintiri foarte frumoase și acum când mă duc în liceu Negruții, cumva simt și emoție și mi-aduc aminte de toate momentele frumoase, dar cred că rămâi cu o seriozitate. Bine, și cunoștințele, multe dintre ele se uită, altele se dobândesc pe parcurs, dar cred că rămâi cu o seriozitate extraordinară și cu un fel de ritm de a munci și de a învăța. Ca la un sportiv. Dacă vrei, te antrenezi practic de pe la clasa 5-a, deci practic de pe la 10-11 ani, te antrenezi toată viața ca să ajungi într-un punct. Și cred că ideea lor a fost extraordinară de a mă duce spre o zonă competitivă. Și cum a fost viața la facultate? Viața la facultate a fost iarăși extrem de diferită de viața studențească de aici. Asta mi-am dat seama când am venit aici, am realizat că lucrurile sunt mult, mult diferite. În primul rând, existau două comunități, una română și una maghiară. În Iași nu exista așa ceva. Ele oarecum erau separate, nu știu acum cum mai sunt, dar în momentul în care am început eu erau separate. Viața noastră studențească în Iași era comună. Noi aveam români și străini. Aveam mulți colegi străini, cam câți eram noi în an, români, cam atâți erau străini. Și erau străini din diferite țări, dar mai ales din Israel. Erau foarte mulți copii ai familiilor de evrei plecate în Israel, pe vremea lui Ceaușescu, care erau medici și care și-au trimis copiii să învețe tot în Iași. Erau greci foarte mulți, erau arabi, în fine. Viața noastră era comună cu toți acești colegi și era extrem de palpitantă. Era jumătate din ea s-a desfășurat pe timpul lui Ceaușescu, cu toate problemele și cu toate lipsurile și sărăcia din momentul respectiv, erau ultimii ani din perioada Ceaușescu, deci era crunt, efectiv, dar la 20 de ani nu simți lucrul ăsta, e un entuziasm extraordinar. Era o viață studențească, cel puțin la medicină, senzațională. Erau, nu mai știu dacă acum mai există, dar erau așa numitele brigăzi artistice, studențești, uite, vezi că nici nu știi. Și în UMF-ul din Iași era Brigada Seringa, se numea. Era fondată de părinții unor colegi de-ai mei, în urmă cu 20 de ani și am intrat la facultate și imediat am fost selecționată pentru Brigada Seringa, care era un fel de brigadă de satiră și umor, dar în care trebuia să știi să, în primul rând trebuia să ai un anumit fizic, să ai o anumită înălțime, anumite dimensiuni, să arăți într-un anumit fel, deci să fii prezentabil și drăguț, și băieți și fete. Dar apoi trebuia să știi să cânți, să dansezi, pentru că asta era. Și lucram în aceeași clădire și foarte aproape de Brigada Divertis. De Divertis, sigur ai auzit. Da. Care ulterior s-a transformat în grupul Divertis. Și ei ne făceau textele, repetam împreună cu ei și existau festivaluri studențești
la care practic concuram împreună cu alte brigăzi din, nu neapărat de la OMF-uri din țară, cât de la diverse universități din țară. Și cam 3 ani până a venit Revoluția, cam asta era viața studențească și multe altele petreceri și așa mai departe. După Revoluție, Revoluția se practic a produs o totală ruptură în ritmul nostru. După Revoluție, sigur că au venit alte lucruri, dar și atunci mă țin minte că fiind tineri și entuziaști, am reușit să ne găsim resurse și să ne distrăm în continuare. Aici când am ajuns, bine, sigur, aici eram deja cred didactic, nu mai eram student, dar am simțit că viața studențească nu este atât de interesantă și de palpitantă ca în Iași. Deci regret Iașiul și din punctul ăsta de vedere. Dar, pe de altă parte, cred că în momentul în care termin facultatea, oarecum și începe o meserie, este un moment atât de greu și trebuie să te concentrezi atât de mult pe ce faci, încât poate și asta a făcut ca toate petrecerile și toate evenimentele să dispară și să mă concentrez pe, pe muncă. Pare că ați avut o studiție foarte interesantă. Da, a fost extrem de interesant. A fost într-un oraș foarte interesant, înconjurate de personaje foarte interesante. Era practic casa studenților, cred că se numea, da, casa studenților din ea, așa cum este, dar sigur că probabil că se întâmplă alte lucruri acolo. Era redacția unor ziare studențești foarte importante, Alina Mungiu Pipidi, toți erau acolo, toți cei care ulterior au devenit celebri. Era o chestie interesantă, care probabil că s-a pierdut în momentul în care a venit Revoluția, pentru că fiecare dintre noi am încercat să facem fața unor provocări noi și noi, societății noi. Având în vedere că iubiți așa atât de mult, nu v-ați gândit să vă întoarceți acolo? Mi s-a și propus. Dar am realizat cam după 8-9-10 ani de lucrat în România ca medic și ca medic anatomopatolog, faptul că nu sunt diferențe foarte mari, profesional vorbind, între o universitate și alta sau între un spital mare și altul, și că până la urmă ceea ce este important este ce faci tu personal. Sigur că sunt spitale mai mari și mai bune decât altele, nu m-aș putea întoarce poate înapoi într-un loc mai mic, dar nu mi s-a părut că este o diferență uriașă sau vreo diferență care să merite să mă întorc. Și apoi toți prietenii, colegii mei oarecum s-au dus spre destinații diferite, încât nu pot să zic că în momentul ăsta îmi lipsește, mă mai duc câteodată, rar și cu nostalgie, dar nu, n-a fost o opțiune reală, n-a fost o opțiune de a mă întoarce. Dar opțiunea de anatomie patologică, cu ce, în fața căror specialități a trebuit să câștige? Păi a fost destul de simplu. Specialități chirurgicale n-aș fi putut să fac probabil fizic. E o muncă fizică grea pentru o femeie. Bine, este și o muncă intelectuală, dar fizic trebuie să fii extrem de bine pregătit. Și apoi e greu, dacă ești femeie, să faci gărzi și... Dintre specialitățile medicale, aș fi putut să fac psihiatrie, pentru că tatăl meu a fost psihiatru și și-a dorit foarte mult să urmeze aceeași cale. Nu mi se pare o idee bună ca un copil să urmeze exact aceeași cale ca și părinții, dar poate că aș fi urmat-o dacă mi-ar fi plăcut. M-am dus cu el de câteva ori, m-a luat în lucrarea la Spitalul Socola din Iași, iarăși un spital celebru în țară, unde secțiile, sunt mai multe secții, nu știu dacă ai fost vreodată în ea, și este până deal, este o zonă superbă, ca un parc imens, cu pavilioane, cu clădiri, și fiecare clădire practic reprezintă un domeniu, bărbați, femei, copii și așa mai departe. Și el lucra la secția 2 bărbați, șeful secției 2 bărbați. Și m-am luat cu el de câteva ori să, practic, să stau lângă el și de dimineață până seara și să văd dacă mi se potrivește. Mi s-a părut extrem de interesant, dar mi s-a părut că nu mi se potrivește. Este ceva nu foarte concret. Din punctul meu de vedere, eu sunt o persoană foarte concretă. Și vorbitul atât de mult cu pacienții și influența aia, oarecum și psihică, emoțională, pe care ți-o dă fiecare pacient când vorbești cu el, mi s-a părut că nu este pentru mine.
Multe alte specialități, trebuie să te gândești că vorbim în urmă cu 30 de ani. Multe specialități nu erau la nivelul la care sunt acum, adică poate gastroenterologia acum e interesantă, pentru că sunt multe instrumente cu care poți să abordezi. Nu era în momentul ăla atât de interesantă. Însă, practic, aveam două variante foarte mari. Endocrinologia, fiind o persoană foarte concretă, îmi plac chestiile precise și matematice și mi se părea și acum mi se pare că endocrinologia este o specialitate extrem de interesantă, pentru că de multe ori pacientul intră pe ușă și tu îți lezi și îți dai seama ce îl citești, citești boala după cum arată și toți hormonii și cum mi se pare matematic și patologia pentru că mi se pare că te uiți în microscop și intri într-un cu totul alt univers. Este un univers paralel, practic, cu viața reală. Este un univers fascinant. Mi se pare că uitându-te în microscop ai o precizie, iarăși matematică, de a pune un diagnostic. Și cred că foarte mult m-a influențat persoana care a ținut cursul. Știi, nu știu dacă te-ai gândit vreodată, dacă un cadru didactic îți poate influența decizia. Poate că nu voit, poate că el doar își ține cursul, dar modul în care își ține cursul s-ar putea să fie pe placul tău. Și doamna profesor pe care am avut-o în Iași, care a ținut cursul de anatomie patologică, se numește Lorica Gavriliță, a fost rector, era și rector în momentul ăla al universității când am fost eu studentă și era o persoană extrem de... și dură, dar în același timp și interesantă, fascinantă și cred că a ținut cel mai bun curs pe care l-am auzit eu vreodată în România în domeniul medical. Și probabil că și asta m-a influențat. Faptul că mi-a explicat atât de bine, părea atât de simplu. Când asculți un curs bine făcut, ți se par lucrurile simple. Și cred că de asta am ales anatomia patologică. Păi sigur că în momentul în care începi să lucrezi, îți dai seama dacă ți se potrivește sau nu. Și probabil că sunt persoane care nu li se potrivește. Dar mie, întâmplător, mi s-a potrivit. Ați avut-o pe doamna profesor ca model în momentul în care vă desfășurați dumneavoastră activitatea universitară? Da, da, categoric. Dar ea a fost, să zicem, un model îndepărtat. Pentru că din momentul în care mi-am început cariera didactică, am încercat să foarte mult să mă uit în jurul meu și când mă refer în jur, mă refer pe o rază nu neapărat mică, cât pe o rază foarte mare și să văd cum aș putea eu să îmi îmbunătățesc stilul de a preda sau de a expune un subiect, pentru că nu vorbim neapărat de predare la studenți, ci vorbim inclusiv de prezentări la congrese, cursuri, rezidenți și așa mai departe. Și cred că am fost foarte atentă la tot ce se întâmpla în jurul meu și am încercat de la fiecare din cei pe care am întâlnit să văd cum aș putea să fac un curs mai bun, mai clar, mai simplu. Cred că simplitatea până la urmă de a expune un subiect este de cheia. În final. Și cred că dacă reușești să expui un curs simplu sau un subiect simplu, cred că înseamnă că l-ai înțeles și tu. Nu știu dacă ai observat, cu cât un diapozitiv este mai încărcat și cu cât un curs este mai plin de amănunte, cu atâta parcă acel prezentator sau cadru didactic n-a înțeles foarte bine subiectul și încearcă să-ți spună cât mai multe. În momentul în care l-a înțeles, informația trebuie să fie scurtă. E o perspectivă foarte interesantă, pentru că, într-adevăr, când sunt cursuri foarte complexe, realizezi că n-ai plecat acasă cu ideea principală, cu lucrul, de fapt, care tu, ca student, ar trebui să rămâi, că, până la urmă, cursurile sunt complexe exact. În general și ar trebui să rămâi cu ideile de bază. Da, și apoi, mai ales în momentul ăsta în care există internetul și există atâtea posibilități de a citi despre orice, până la urmă, despre ceva banal sau despre ceva medical, cred că poți să te duci acasă și să citești mai departe dacă vrei să aprofundezi. Nu cred că cele 2 ore sau o oră sau cât ai la dispoziție trebuie să oferi extrem de multe informații, ci trebuie să oferi o informație succintă și o informație pe de altă parte care să deschidă apetitul, dacă vrei, al ascultătorului de a aprofunda subiectul.
Anatomia patologică e o specialitate care nu implică contactul cu pacienții. Ați luat și lucrul acesta în considerare? Normal. Sigur că în momentul în care am început anatomia patologică, să nu cred că aveam vreo idee despre ce urma să fac concret. Și dacă întreb foarte mulți, chiar și acum, după atâția ani și după atâta promovare a specialității, o să-ți spună că este morgă sau este un laborator și nimeni nu știe foarte bine cu ce ne ocupăm. Ea poate în urmă cu 30 de ani când am început eu, cam la nivelul ăsta era, cel puțin în România, dar aia era perioada, dacă vrei, romantică a specialității. Lucrurile în 30 de ani s-au schimbat în toate specialitățile medicale atât de mult și au devenit atât de concrete, încât acum îmi dau seama că e de-a dreptul interesant. Practic, uitându-te în microscop și uitându-te la un țesut sau la o leziune, tu nu poți să spui numai ce fel de leziune este, să pui un diagnostic, ci poți să oferi clinicianului atâtea informații care să-l ajute să trateze bolnavul, încât este de-a dreptul interesant. Și la asta vine și toată partea chirurgicală, care s-a schimbat în ultimul timp și s-a îmbunătățit și s-a a devenit mai complexă, și ne mai vorbim de parte de oncologie. Uite, oncologia ar fi fost o specialitate care cred că m-ar fi interesat. Mi se pare extrem de grea intelectual, dar mi se pare că s-au făcut niște schimbări senzaționale în ultimii, cel puțin în ultima decadă. Și tot a devenit foarte concret, adică probabil că știi că dacă vorbim de tumoră, vorbim de o tumoră de un anumit tip în momentul ăsta. Nu mai este suficient să-i spunem că este un carcinom invaziv într-un organ, și ce subtip de carcinom și ce subtip molecular și la ce terapie țintită a reacționa, și lucrurile sunt extrem de interesante acum. Și a corespuns cumva specialitatea cu așteptările pe care le aveați când ați început-o? Cred că au depășit cu mult așteptările. Și ca să revin un pic la întrebarea dinainte, dacă m-a interesat faptul că voi avea un contact sau nu cu pacienții, nu-mi prea place, nu sunt o persoană foarte sociabilă, adică socializez, dar într-o măsură redusă, nu-mi place să văd pacientul, nici nu cred că sunt pregătită, cred că trebuie să ai o pregătire pentru a avea o întâlnire cu pacienții și mai ales a le comunica, pentru că noi ne ocupăm de tumori, de patologie tumorală, a le comunica un diagnostic grav. Noi nu avem această pregătire. Au oncologii, au chirurgii, dar anatomopatologii nu văd nicăieri, niciun loc din lume nu văd pacienții. Și atunci faptul că nu-i văd mă ajută și mă ajută și să mă concentrez la leziunea pe care trebuie să o diagnosticez și să nu, cumva, să nu fiu implicată emoțional. Mai ales dacă e vorba de persoane pe care le cunosc sau este extrem de dificil. Deci trebuie să fii, mai bine să fii retrasă, la distanță, singură și tu cu leziunea pe care o vezi. Și a fost vreodată vreun moment în care v-ați lăsat cumva copleșit așa de aceste sentimente pentru că poate știați pacientul sau poate patologia era mai sensibilizantă, să zic? Da, au existat momente în care persoane foarte apropiate au avut probleme și a trebuit ca eu să pun diagnosticul și este foarte dificil. Dar sigur că ai posibilitatea întotdeauna să ceri o a doua, o a treia părere, să consulți specialiști poate mai buni ca tine într-un domeniu și să-ți confirme un diagnostic. Dar da, este o parte emoțională care este... Gândește-te că trăiești în fiecare zi înconjurat de cazuri grave, de cazuri oncologice și de diagnostice grave și nu e ceva extrem de interesant. Poate de aceea îți place să evadezi din când în când și să te duci la Paris, de exemplu, sau să vizitezi sau să te rupi de partea asta și să faci ceva total diferit, pentru că ai nevoie, creierul tău are nevoie la un moment dat de pauze și de distanțare. Mi se pare că este o specialitate tristă? Nu, mi se pare că este o specialitate grea. Trist n-are cum să fie, pentru că tu practic ajuți pacientul în momentul în care îi dai un diagnostic, dacă îl dai bun, dacă îl dai bine, adică corect în sensul ăsta, nu bun în sensul de benign, ci dacă diagnosticul tău este corect, tu categoric îl ajuți.
Pentru că șansa lui de a avea un tratament corect și de a reacționa la tratament poate să-i salveze viața. Deci mi se pare că este o specialitate dimpotrivă, la polul opus tristeții și deprimării. Mi se pare că psihiatria, dacă vrei, este o specialitate un pic mai tristă și de aceea poate că n-am făcut-o, pentru că pe lângă toată partea asta de vorbit și de interacționa cu pacienții, mi se pare că de multe ori rezultatele adică situația se ameliorează, dar nu prea se vindecă. Ori în partea de oncologie, în ultimele decade, avem rezultate senzaționale și vindecări și supraviețuiri. Și sigur că mi se pare foarte interesant și foarte... Poate nu este atât de, să zicem, cheerful, dacă vrei, ca în obstetrică, unde copilul se naște și pleacă acasă și mama e fericită și copilul e fericit și familia e fericită ca un nou născut. Dacă vrei, partea asta de obstetrică, ginecologie, neonatologie, mi se pare mai să spunem, pozitivă, dar nu, mi se pare și anatomia patologică că este foarte importantă și nu mi se pare tristă deloc, dar încărcătura emoțională este grea în fiecare zi, pentru că practic te învârți în jurul unor tumori și sigur că unele dintre ele sunt atât de crunte încât îți dai seama, câteodată chiar îți dai seama uitându-te în microscop că nu, pacientul nu are șansă, dar și atunci măcar încerci să-l ajuți. Și rămâneți în contact cu evoluția pacienților? Nu atât cât ar trebui. Ar trebui probabil, nu, asta nu s-a rezolvat încă în România, să ai un registru național de persoane, de pacienți oncologici. Ar trebui să existe pe fiecare organ și tip de tumoră un astfel de registru în care toate persoanele diagnosticate în țară să fie incluse. Și apoi de la clinicile de oncologie, acolo unde sunt tratați și urmăriți, să existe dată cu privire la supraviețuire. Din păcate nu există. Și atunci dacă avem informații despre evoluția lor, avem numai pentru că noi ne interesăm. Ne interesăm că vrem să publicăm cazul sau ne interesăm... Sau pur și simplu vine ori cu recidivă sau cu metastază și așa ne dăm seama de evoluție. Dar... real nu există un astfel de registru. Asta este un lucru pe care România n-a reușit să-l facă în ultimii 30 de ani și e păcat. Pentru că trebuie să înțelegi că dacă vrei să publici, bine, pentru multe alte domenii, dar mai ales dacă vrei să publici, este esențial să ai supraviețuire. Fără supraviețuire nu ai cum. Și ăsta este un minus. V-ar plăcea să contribuiți la realizarea unui astfel de registru? Mi-ar plăcea să existe registru, dar să contribui nu cred că aș putea, pentru că registru nu cred că îl fac niște medici specialiști în anatomie patologică, ci niște epidemiologi, statisticieni, matematicieni, persoane care se ocupă cu domeniul de sănătate publică, cu politici de sănătate. Este o decizie guvernamentală, dacă vrei, este o decizie ministerială. Nu este inițiativa unui grup local care vrea să neapărat să facă un registru local și asta cred că trebuie să vină din partea Ministerului Sănătății, a Guvernului, așa cum toate politicile de sănătate, programele naționale de screening pentru cancere, toate vin de la minister. Probabil că la un dat o să se facă. Cu cât mai repede, cu atât mai bine. Și pentru pacienți, și pentru noi care vrem să publicăm, și pentru... dacă vrei și pentru imaginea României, pentru că de multe ori știi că există astfel de publicații care îți oferă date cu privire la incidență, la mortalitate în anumite boli și întotdeauna m-am întrebat de unde au, pentru că vezi harta României și câteodată o vezi chiar cu o culoare care nu-ți place, care arată că incidența sau mortalitatea e mare și întotdeauna m-am întrebat de unde au date, pentru că, date reale, pentru că realmente datele aproape că lipsesc. Deci nu știu dacă m-ar place să fiu implicată în așa ceva, nu cred că m-aș pricepe, dar m-ar place să existe. Care credeți că e contribuția dumneavoastră semnificativă la medicină? La medicină... La domeniul pe care dumneavoastră... Da, da, dar te refer la cea din România sau la cea internațională? Ambele. Nu știu dacă am stat vreodată să mă gândesc chiar atât de profund, dar
Cred că prima idee pe care o ai este să fii un medic bun. De asta și termin facultatea de medicină. Adică, practic, să nu greșești. Să ajuți pacientul și mai ales să nu îi faci rău, pentru că un diagnostic greșit este un rău pe care îl faci. Îl duci pe direcție greșită de tratament, care se finalizează cu decesul lui. Apoi, după ce lupți pentru a fi un medic bun și încerci zilnic, e o luptă zilnică, pe care și un antrenament zilnic și un studiu zilnic pe care îl faci, cred că mai ales pentru că sunt cadru didactic și pentru că ai și o parte de cercetare și de publicații, cred că au fost două lucruri care practic m-au ajutat. În primul rând, oarecum să-mi creez o imagine și să am un aport. Cred că, în primul rând, am avut foarte buni sfătuitori în jurul meu și am știut să-mi aleg. Și sfătuitorii au fost nu neapărat din familie, cât persoane pe care eu le-am apreciat și le-am respectat din străinătate. Anatomopatologii, mă refer, colegi de-ai mei, care m-au influențat și mi-au dat sfaturi ce ar trebui să fac ca să am o carieră cât mai bună. Și le-am urmat sfatul și sfatul lor a fost să mă perfecționez într-un anumit domeniu din anatomie. Deci să alegi o bucată din specialitatea ta, o porțiune din ea. N-ai cum să faci toată specialitatea. Nici măcar nu mai poți să mai faci anatomie patologică în momentul ăsta. Poți să faci doar un organ bine și din organul ăla, dacă poți să iei încă și mai puțin o bucățică, o felie și să faci o anumită tumoră și pe aia să cercetezi. Adică trebuie să te supra-specializezi, ceea ce acum se numește supra-specializare. Ele se fac și în Europa, dar se fac dar oarecum neorganizate, așa cum ar trebui. Am fost și în Europa în câteva locuri și m-am supra-specializat, dar cineva la un moment dat a avut o idee extraordinară și mi-a zis, știi, n-ai cum să ajungi la un anumit nivel și să fii de top internațional dacă nu pleci în Statele Unite. Și cred că asta a fost un declic cumva în cariera mea. Faptul că am ajuns în Statele Unite în urmă cu vreo 12-13 ani, cam 13 ani, și mi-a spus și unde să mă duc, doar în anumite institute oncologice și ale foarte bune, cele mai bune din lume. Și mi-a și spus că când o să ajungi acolo, o să vezi că toată concepția ta și toată imaginea ta despre specialitatea asta și despre cum trebuie să o faci se va schimba. Și așa a și fost. Și faptul că m-am dus și m-am specializat în câteva centre importante și am păstrat legătura cu ei inițial ca un fel de observer, fellow și așa mai departe și ulterior fiind colega lor și publicând împreună, studiind și publicând împreună, cred că mi-a trasat ca un fel de direcție în carieră și m-a ridicat foarte mult. Asta ar fi probabil o latură. Deci, cumva cred că am devenit ceea ce România, nu știu dacă avea în anatomie patologică, chiar nu știu dacă avea un fel de, să zicem, o persoană reprezentativă internațional. Partea de cercetare și de publicație iarăși e foarte importantă pentru mine. A fost întotdeauna, am făcut întotdeauna. Sigur că în prima perioadă, în primii 10 ani, nu existau jurnale, existau jurnale românești, nu erau indexate, nu se știa ce înseamnă indexare, ISI, publicai cărți și articole la nivelul respectiv. Dar iarăși când am plecat în străinătate, mi-am dat seama că trebuie să abordez altfel, că cercetarea se face altfel, publicațiile sunt altele. Și iarăși a fost o muncă enormă să ajung la nivelul respectiv. Și cred că un alt aport al meu este aportul oferit României prin publicațiile pe care le am și apoi prin includerea pe baza acestor publicații în unele grupuri de lucru internaționale care fac clasificări internaționale de tumori, ghiduri internaționale. Iarăși este practic pui pe harta lumii, pui și România, ceea ce e foarte greu, știi, în orice domeniu, adică și la sport și la muzică clasică, dacă vrei, și în medicină, este foarte greu, pentru că nu știu dacă ai fost vreodată la un congres internațional, dar când te duci și vezi speaker într-un domeniu medical, ei sunt cam din Statele Unite, un pic, 2-3 Europa, 2-3 Asia, dar Statele Unite, Canada, unul poate America de Sud, ca să pui din Europa România acolo, este extrem de greu, pentru că ei nu că n-au auzit, că sunt oameni culți, dar nu știu de unde vii, practic.
N-am auzit de Târgu Mureș. Și cred că aici este aportul meu, dacă vrei. Și mă bucur că am reușit să o fac. Și din experiența dumneavoastră, imaginea generală a României în domeniul medical există? Cu unele excepții, probabil că nu. Dar există și excepții. Uite, am un coleg de clasă. Am fost 8 ani de zile colegii la Negruții, apoi de facultate la Iași, care are, cred că, mai multe publicații în momentul ăsta ISI decât colegi de-ai mei de top din străinătate. Are undeva la 600 și ceva de articole ISI. Articole importante și în reviste importante. Cele mai multe americane. Este profesor Adrian Covic de la Iași. Profesor de... Cred că are 2 specialități, nefrologie și ca medicină internă a doua. Deci se poate. El este un star internațional, dacă vrei, în domeniul medical. Și, mă rog, pentru că e colegul meu, să zicem că îl dau mai ușor de exemplu, sunt unele persoane care au reușit. Dar sunt excepții. În principiu e greu. E greu și pentru că vii cumva cu un background foarte diferit de ei. Mai trăit în perioada lui Ceaușescu un pic, când n-aveai deloc ieșire în străinătate, ai prins perioada de după vreo 10 ani de sălbăticie totală, n-aveai acces la nimic, n-aveai acces la cărți, la reviste. Nici acum nu poți să zic că ai foarte mult acces, ai acces oarecum pe banii tăi, dar îl ai. Și acum ai, voi veți, generația voastră s-ar putea să schimbe mai mult. Pentru noi a fost ceva mai greu. Însă cred că contează foarte mult și unde ți-ai propus să ajungi. Probabil că pentru mine ținta a fost mai sus. Și poate și asta cumva m-a împins să reușesc să ajungă nu neapărat atât de sus, dar pur și simplu la nivelul la care mi-am dorit eu, la un nivel internațional. Și când v-ați pus această țintă? Undeva în jurul anului 2000, când am început să plec la congresele în străinătate și să-mi dau seama că în primii ani în care de rezidențiat și apoi câțiva după, nu pot să zic că am pierdut timpul pentru că am lucrat în fiecare zi, dar și de la început am avut 2 supra-specializări cumva. În patologie mamară și în patologie ginecologică, dar mi-am dat seama că diferența între ce se făcea aici, ce se face în continuare, dacă vrei, și nivelul din străinătate este atât de mare încât trebuie să fac ceva ca să merg mai departe și să ajung la ținta pe care mi-am propus-o. Și ținta erau ei, adică era nivelul lor, clar. Și până unde ați mers ca să vă îndepliniți acest scop? În sensul că dacă am făcut compromisuri, da. Nu îmi place să fac compromisuri. Nu, și nici nu cred că ar trebui să faci. În schimb, am mers până acolo încât să lucrez toate weekendurile, să lucrez de dimineață până seara, să am o viață de familie mai redusă și cea profesională să fie cea mai importantă. Dacă vrei, uite, să renunț la a face copii, mi-am dat seama că n-am cum să fac 2 lucruri la fel de bine. Undeva, unul din ele va suferi și atunci cumva trebuie să iei o decizie la un moment dat și să vezi exact ce vrei. A fost grea această decizie? Nu. Nu, n-a fost grea. Nu, pentru că realizez că pur și simplu ești depășit și că vei fi foarte depășit la un moment dat și în momentul în care să încerci să faci 2-3 chestii în același timp, n-ai cum să le faci la fel de bine și oricare din domenii suferea, că sufereau copiii sau că suferea partea profesională, tu ești nefericit. Adică, în final, tu trebuie să fii mulțumit cu ce faci și să faci cât mai bine și... Cam toți colegii mei din străinătate au renunțat la ideea de a face copii sau dacă i-au făcut, au avut salarii atât de mari încât să-și permită 2-3 bone care să stea cu ei. Dar și atunci cumva nu stai cu copilul tău și nu te bucuri de el. Poate că în sensul ăsta am lăsat de la mine anumite lucruri și am renunțat la anumite lucruri, dar compromisuri? Nu cred că am făcut compromisuri. E foarte important în viață să fii atât de asumat încât să... Știi că ai făcut asta, ți-asumi și așa ești. E un exemplu foarte bun pentru multă lume că trebuie să fie asumat. Care ar fi, poate, cele mai importante lucruri pe care le-ați învățat din experiența în state?
Un stat, și eu la rândul meu acum, dacă ar fi să sfătuiesc pe cineva care începe într-un domeniu medical, în oricare dintre specialități, nu în anatomie patologică, ar fi să aibă experiența Statelor Unite măcar o dată. Adică este suficient să duci o săptămână, dar să te duci efectiv, concret, adică să te duci în spital și să stai și să muncești cot la cot cu ei, ca să-ți dai seama cât este de diferit și să vii înapoi și să încerci. Acum, știi, să schimbi un sistem întreg, n-ai cum. Asta mi-am dat seama de-a lungul timpului. Oricât aș încerca, sunt oameni și lucruri și fapte din jurul meu pe care nu le pot influența și nu le pot schimba. Dar tu poți să te schimbi. Tu, ca individ, te schimbi total. În Statele Unite, bine, nu pot să spun că se generalizez și să spun că oriunde în Statele Unite, dar în institutele în care am fost eu, în primul rând este o organizare excelentă. Totul este extrem de organizat. Imaginează-ți cum ar fi să te duci într-un loc în care totul funcționează perfect. Și de la secretară, până la cum se deschide ușa, până la cum ies lamele, până la cum se desfășoară tumor board-ul, care sunt relațiile dintre colegi, dintre specialități, totul funcționează perfect. Un institut în care, dintr-un click, ai orice articol la dispoziție pe care poți să-l citești, sau orice carte. Pur și simplu ei au acces la toate articolele din lume, pentru că institutul lor plătește un abonament pentru toate articolele. Asta îți deschide cumva perspectivă. Ce altceva? Modul lor de a selecția, în primul rând, cum sunt selectați pentru a ajunge să facă medicină sau o anumită specialitate sau să cerceteze. Selecția este atât de dură. Gândește-te că la Harvard acceptabilitatea este de, la admitere, cred că este de aproximativ 5%. Deci 5% din persoanele care dau admitere la Universitatea de Medicină de la Harvard intră la Universitatea de Medicină. Dai seama ce efort este pentru acel copil și acele familii să ajungă până acolo. Ei, odată ce a ajuns acolo cu așa un efort și cu atâția bani, practic de când se naște un copil în Statele Unite, familia începe să strângă bani ca să-i plătească școlile. Își pune bani deoparte să-i plătească școlile, care cu cât sunt mai scumpe, cu atât sunt și mai bune. Și care oferă o carte de vizită, adică una este să termin Harvard și alta este să termin. Și atunci copilul este atât de responsabilizat de tot ce vede în familie ca sacrificiu, de tot ce este în jurul lui ca sistem, încât când ajunge să facă specialitatea, este extrem de responsabil și în același timp extrem de bun. Deci asta vezi, o selecție extraordinară, seriozitate, organizare. Și apoi institutele în care am fost eu, gândește-te că fiind cele mai bune din lume, au și cea mai diversă patologie din lume. Adică sunt institute în care nu se văd doar cazurile lor, ceea ce ei numesc in-house, dar se adresează și pacienți din toată lumea care sunt oarecum la limita dispărării, adică care s-au tratat poate inițial în țările lor, au recidive sau metastaze și încearcă ca o ultimă posibilitate trialurile clinice de la aceste institute oncologice, adică vin din nou cu lamele să fie evaluate și apoi intră în anumite trialuri clinice de acolo și asta înseamnă că tu, stând cu ei, la microscop vezi cele mai interesante cazuri din lume. Și asta e un lucru important, știi, când te formezi. Deci cred că asta m-a influențat și astea sunt lucrurile care mi-au plăcut în Statele Unite și de asta recomand experiența. Sigur că și în Europa sunt foarte multe centre bune, dar experiența americană este... Și cum ajunge un tânăr specialist din România să facă un fellowship acolo? Sunt multe variante. Aplică în principiu, caută ce îi se potrivește, întreabă, se interesează, se informează și se aplică. Sunt aplicații care se fac pe internet și poți să faci inclusiv rezidențiat acolo, poți să-ți dai step-urile și să faci, dar probabil că atunci nu te mai întorci, nu știu dacă ce-i face. Însă, cel puțin o specializare, da. De altfel, mulți pe care îi cunosc din Europa, cu care lucrez, colegi de-ai mei din diferite țări, cei mai buni și-au făcut o specialitate în America, la un moment dat. Și țin minte un moment în care eram la un congres, cred că în urmă cu mulți ani, și eram la o cină
cu foarte mulți colegi de diferite vârste și din diferite țări. Unul dintre ei era un profesor destul de în vârstă în momentul respectiv, se îndepta spre 80 de ani, dar încă mai venea la congrese din Israel. Și stând cu el la masă, îmi dai seama că la un moment dat am început să discutăm și m-a întrebat de unde sunt. I-am spus că din România, din Târgu Mureș, și n-au zis de Târgu Mureș, au zis de România și m-a întrebat unde am terminat facultatea. Și am spus că la Iași. Și am citit pe fața lui, știi, așa într-o secundă am văzut pe fața lui cum îi se schimbă fața și cumva i-am citit faptul că, nu știu, n-am auzit. Deci cumva e ca o carte de vizită, dacă vrei. Unde ai terminat? Unde ai absolvit? Unde ți-ai făcut specialitatea? Unde ți-ai făcut supra-specialitatea? Pentru că toate lucrurile astea contează, știi? Uite, în momentul ăla, eu când i-am dat răspuns, mi-am dat seama că n-am fost foarte impresionat. Acum, în schimb, când mă întreabă cineva unde te-ai supra-specializat și le spun unde, știu că e ca o carte de vizită și acum. Deci știu că ei știu că ducându-te în institutele alea și fiind atât de selectată, de evaluată de ei permanent, în momentul în care termin specializările alea sau lucrezi în continuare cu ei, este ca un fel de garanție a faptului că tu ai trecut absolut prin toate etapele, că știi, că ai văzut foarte multe cazuri, că ai văzut cazuri grele și că te poți descurca în fața lor. A fost momente în care munca dumneavoastră poate a fost subapreciată din cauza faptului că nu aveați carte de vizită potrivită la momentul respectiv? Cred că România așa cum este subapreciată de unii, corect apreciată de alții, în fine, știi că lucrurile sunt întotdeauna amestecate în viață. În străinătate însă, când intri în asemenea colective de cercetare, ei sunt rezervați. Și selecția și apoi procesul de evaluare cred că este permanent. Adică lucrez cu ei de 12-13 ani și cred că și în momentul ăsta mă evaluează, dacă vrei. Și ei între ei se evaluează permanent. Și cred că dacă aș face greșeli mari sau dacă nu m-aș comporta la nivelul așteptărilor lor, aș fi respinsă din grupurile de cercetare în care sunt, pentru că, mă rog, asta este, intenția lor este să ofere un rezultat bun, un produs bun final și atunci nu pot să lucreze cu oricine. Dar intrarea într-un asemenea grup de cercetare înseamnă foarte mult, pentru că rezultatele acestor grupuri de cercetare, publicațiile, reprezintă baza pe seama cărora ești mai departe selectată pentru a face noua clasificare sau nouă ghid. Te-ai întrebat vreodată cine sunt cei care fac nouă ghid de, nu știu, tratament a hipertensiunii, să zicem. Păi știi cine sunt? Sunt oricine de la nivel internațional care în ultimii 5 ani are cele mai multe și cele mai bune publicații în tratamentul hipertensiunii. Cam așa se selectează. Nu este nici pe prietenii, nici pe relații, nici pe... Nu, este persoana care a publicat în domeniul respectiv cel mai mult și cel mai semnificativ. Pentru că trebuie să fie și publicații semnificative. Nu contează să publici orice, numai ca să publici mult. Și atunci e un mediu destul de competitiv? Da, este extrem de competitiv. Și e o competiție pozitivă sau câteodată poate întrece anumite limite? Este o competiție foarte, foarte, foarte bună și foarte strânsă. Poate că sunt mici momente, la un moment dat, mici. Îți dai seama că mai multe grupuri din lume lucrează pe un subiect. Nu ești doar tu. Sau foarte rar ești doar tu. Sau foarte rar ajungi să agregezi tu un grup și atât. Sunt încă două, trei grupuri care lucrează și care cercetează și care... Și e important să fii tu primul care publică. Sau important ca publicația ta să aibă un număr mai mare de cazuri. Sau important ca grupul tău să aibă un număr mai mare de personalități de top. Pentru că e mai credibil cumva, știi? Mi-am dat seama și de lucrul ăsta, că credibilitatea unei publicații vine și din coautorii pe care îi ai. Adică știi că sunt persoane care citesc anumite articole, din străinătate mă refer, și dacă nu-ți recunosc numele sau centru sau tu ești asociată cu niște nume necunoscute, s-ar putea să nu dea atâta credibilitate publicației. Pentru că, mă rog, nu te cunosc. Nu știu cum ai desfășurat,
Gândește-te că în final ceea ce cercetăm noi, așa sună foarte pompos, dar în final ceea ce cercetăm noi și ce publicăm reprezintă baza pentru cum vom fi noi tratați peste 10-20 de ani. Adică rezultatele acelei cercetări intră în nou ghid. Pe asta se bazează. Încât tu n-ai vrea ca nou ghid să fie bazat pe niște erori, de exemplu. Sau cât mai puține, dacă se poate. Și cât de mult vă responsabilizează faptul că știți că peste niște ani munca aceasta chiar o să conteze în elaborarea ghidurilor? Foarte mult și de aceea cred că în ultimii ani oarecum m-am reorientat, nu pot zic că m-am reorientat neapărat, dar m-am focusat pe subiectele importante, subiectele care într-adevăr să merite și să conteze să public. Adică mi-am dat seama că nu este neapărat nevoie să public un anumit număr de publicații. Nu îmi cere nimeni. Bine, poate să cere la început, când trebuie să promovezi, să ai un număr de publicații, dar după ce ai promovat, nu mai există niciun fel de limită. Adică limita ți-o pui tu. Și mi-am dat seama că nu este important să ai un număr mare de publicații. Sigur că dacă ai, uite, cum are colegul meu din Iași, 600 și ceva de publicații, este senzațional, mă întreb, când dorme și când mănâncă. Dar contează ca acele publicații să conteze mai departe, să aibă așa o influență asupra domeniului, încât să-l schimbe. Și nu că să schimbe domeniul, dar să schimbe, practic, viitorul, supraviețuirea pacientului. Știi. Care credeți că e cea mai semnificativă publicație a dumneavoastră? Păi cea mai semnificativă este și cea mai mult citată. Cea care are cel mai mare număr de citări și este o publicație pe care are undeva la 5-6 ani deja vechime și care practic a schimbat complet clasificarea unui anumit tip de tumor de col uterin. Ea a fost cumva rezultatul unui studiu și multicentric, dar și internațional. Am încercat să cooptăm colegi din toate continentele, pentru că e importantă distribuția geografică a unei tumori. Ea poate să difere de la o zonă geografică la alta. Și am reușit practic să strângem cel mai mare număr de cazuri din momentul ăla și de acum, practic, după 5 ani, e tot cea mai importantă publicație. Ea a schimbat clasificarea și noua clasificare OMS a intrat această clasificare nouă. Cred că e cea mai importantă publicație. Și ce satisfacție vă oferă faptul că știți că ați contribuit așa de semnificativ? Satisfacția este extraordinară. Gândește-te, în primul rând, să intri autor într-un ghid, să intri autor într-o clasificare, să pui România pe hartă, să schimbi viziunea unei întregi planete despre un subiect și până la urmă să clarifici niște lucruri, să duci mai departe, să dezvolți un domeniu, cred că este ceva ce poate, la care cred că n-am visat când am început să fac medicină. Dar știi că întotdeauna visele sunt mai departe, mai departe, așa că nu este lucru la care o să mă opresc, probabil. Aveți deja o direcție în care vă îndreptați? Sunt câteva direcții și mai interesante la care lucrăm. Cercetarea însă, știi că poate fi și un domeniu frustrant, hai să nu zic deprimant, dar frustrant, pentru că fiind atât de competitivă și fiind cumva la mâna, dacă vrei, în ghilimele, a unor evaluatori, orice publicație importantă are evaluatori, fără de care nu poate să fie publicată, s-ar putea să fie respinsă. Deci s-ar putea ca tu să muncești 5 ani la ceva și să nu obții niciun rezultat sau rezultatele pe care le obții tu să nu fie pe placul evaluatorilor și atunci, practic, ai muncit degeaba. Dar cred foarte mult în persoanele astea care își urmează visele și cred în anumite idei și încearcă să le demonstreze. Și cred foarte mult în asemenea personalități care sunt genii. Sunt câteva, două, trei persoane cu care lucrez care sunt geniale și care au niște idei care vor duce cu siguranță mai departe domeniul medical în câțiva ani. Să sperăm că voi face parte din acele proiecte de cercetare, fac parte, să sperăm că vor fi publicate și că vom avea succes, pentru că realmente vom schimba semnificativ. Dar știi că important până la urmă este drumul, important este cursa pe care o parcurgi, știi, în viață, nu neapărat finalul.
Bineînțeles că până la urmă sunt, adică e vorba de ani de zile până când se concretizează lucruri de genul acesta. Adică... Sigur, 10, 15, este un proiect la care cel care are ideea lucrează de peste 10 ani și s-ar putea să mai dureze încă 5 ani până îl publică. Și s-ar putea când îl publică să nu se producă schimbări majore. Dar dacă se produc, atunci este ceva, este un pas extraordinar în față. Știi că pașii extraordinari, nu știu dacă te-ai gândit, de exemplu, uite-te la cancerul de col uterin. Pasul extraordinar a fost făcut de Aurel Babeș, un român, în urmă cu 100 de ani, pur și simplu prin frotiul Babeș Papanicolau. Și cu asta a schimbat o întreagă planetă. Știi? Deci sunt câteodată e un pas mic sau pare mic, știi? Și schimbi un întreg sector, un întreg domeniu. Așa că lucrăm la câteva lucruri, s-ar putea să fie interesant în viitor. Aveți și dezamăgiri? Da, cred că orice om are, mai mici, mai mari, sunt oameni din jur care te dezamăgesc, sunt situații care te dezamăgesc. Cred că întregul sistem medical din România mă dezamăgește zilnic, dacă vrei. Dar am învățat, așa cum ți-am spus, că nu poți schimba, un om nu poate schimba un sistem. Și atunci cred că e bine și este un sfat pentru studenți să încerce să se schimbe pe ei, să-și schimbe propria lor identitate, carieră, viață, în bine. Și atunci poate din aceste schimbări individuale va apare progresul. Mi se pare destul de trist ce se întâmplă în momentul ăsta și cred că, da, am dezamăgiri zilnice din punctul ăsta de vedere. Și câteodată ai dezamăgiri și personale. Gândește-te că nu ești un robot, nu ești o mașină care se duce și se uite și de fiecare dată spune, e simplu, asta este un anumit tip de tumoră extraordinar de bun, mă duc acasă. Nu, ai foarte multe cazuri în care îți dai seama că ești depășit, că ai nevoie de ajutor, că nu știi, că trebuie să citești și așa mai departe. Cât de greu e să accepti câteodată că nu știi? E greu, dar cred că e un exercițiu pe care trebuie să-l faci de la început în carieră. E un pas spre progresul tău și un pas esențial. Știi, adică în momentul în care realizezi că greșești și ceri ajutor ca să te schimbi, practic tu ți-l îmbunătățești evoluția, cariera, nivelul, tot ce vrei. Am văzut oameni care pot recunoaște că greșesc și am văzut oameni care nu pot recunoaște, pur și simplu n-au puterea, nu știu, capacitatea de a recunoaște și de a merge mai departe. Și cred foarte mult în lucrul ăsta, pentru că în final trebuie să fim nu neapărat umili, dar știi, trebuie să ai o anumită modestie în fața microscopului și a pacientului, pentru că tu te uiți la o lamă, știi, dar în spatele ei este un om și ideea este să-l ajuți. Adică nu contezi tu neapărat și demnitatea ta, că poate n-ai fost suficient de bun și în fine, ci contează ajutorul pe care îl dai pacientului. Ați încercat vreodată să fiți dumneavoastră aceea care să schimbe sistemul? Da, da, am avut vreo 10-20 de ani în care să zicem că m-am luptat și la un moment dat mi-am dat seama că e o direcție total greșită. Și că nu o să reușești niciodată, pentru că sunt foarte multe, e o situație foarte complexă, știi? Adică nu e numai o universitate sau nu e numai un spital sau nu, este o întreagă societate pe care vrei să o schimbi. Este o societate, gândește, care vine cu mentalități comuniste din spate, după aia toată perioada asta de tranziție, partea de tineret acum, care să zicem că este mult mai expusă la străinătate și la internet și mai evaluată și din tot amestecul ăsta și lupta care se dă între atâtea generații, e foarte greu. Deci am renunțat, efectiv am renunțat și recunosc că m-am focusat mai mult pe mine în ultimii cel puțin 10 ani. Asta a avut rezultate foarte bune pentru dumneavoastră și nu numai pentru dumneavoastră, munca s-a răsfrâns asupra. Da, pentru că în final când ești vizibil internațional, este vizibilă universitatea internațională, este vizibil spitalul, nu știu, este vizibil centru, până la urmă orașul. Ți-am zis, m-au întrebat unde ai absolvit
unde lucrezi. Adică pentru ei este foarte important institutul, este foarte important orașul. Tu reprezinți un oraș și o țară acolo. Mi se pare că oferiți o carte de vizită Târgu Mureșului. Cred că mai mult decât atât. Nu am niciodată neapărat la Târgu Mureș, cât României. Cred că, da, cred că a fi în acel grup care duce mai departe un anumit domeniu este o carte de vizită oferită României. Și nu sunt foarte mulți cei care pot să facă asta din diferite motive. Și faptul că eu pot într-un anumit domeniu din anatomie patologică îți oferă o satisfacție. Adică îți dai seama că munca ta a meritat, știi, tot sacrificiul și munca și este, așa cum îți spuneam, ca un sportiv când câștigă o medalie și se cântă imnul țării, cam așa. La noi nu se obține nicio medalie, nu se cântă imnul niciodată, dar cumva numele tău este acolo și tu știi că ai o contribuție pentru România. Deși vă dezamăgeste, iubiți România? Să e o întrebare la care nici nu știu dacă aș vrea să răspund. Este o, așa un fel de dragoste și ură, știi? Am lucruri pe care le iubesc și lucruri pe care le disprețuiesc, să zic, sau neapărat le urăsc, că nu-mi plac. Sunt mult mai multe cele care nu-mi plac. Dar asta nu înseamnă că nu sunt și lucruri care îmi plac. Oricum, când mă întreabă lumea de unde sunt, simt foarte tare că sunt din România. Adică mă identific foarte tare cu zona asta din Estul Europei, cu mixul ăsta de populație, dacă vrei. Ba, mai mult am observat că dacă spun că sunt din Transilvania, că acum, mă rog, de aproape 30 de ani spun că sunt din Transilvania, reacționează chiar mult mai bine decât la România. Târgu Mureș oricum nu prea reacționează, că nu prea știu, dar reacționează mai bine la Transilvania, pentru că Transilvania pentru cam toată planeta este un tărâm așa fascinant, plin de mistere, de legende și am observat că le place. De altfel, să știi că în momentul în care am venit la Târgu Mureș, am ales Târgu Mureșul, adică nu mai țin minte dacă în viața aia medicală era, să ne întoarcem chiar la începutul discuției, dacă erau mai multe variante de orașe. Iașul nu era. Clar, dar nu mai țin minte, dacă mama mi-a zis, uite, este și Târgu Mureș, poate și Craiova, poate și Timișoara, mi-a zis de Târgu Mureș și să știi că a contat atunci faptul că eram practic imediat după Revoluție, la câțiva ani deja după Revoluție, fusesem odată ca studentă în Târgu Mureș, într-un weekend cu niște prieteni și fusesem foarte impresionată de... Știi, era așa un aer oarecum occidental, să zicem. Combinația asta de populație română-maghiară, faptul că mulți aveau rude în străinătate, prieteni, părea așa un oraș mai civilizat, să zicem. Deci cumva m-a influențat. Deci pot să zic că am venit cu inima deschisă. Sigur că după ce vii și începi să lucrezi, îți dai seama că sunt și dezavantaje. De ce n-a fost ea și o opțiune? Iașu ar fi putut să fie o opțiune, dar în momentul respectiv pur și simplu nu a existat o poziție pe care să aplic, știi? Și cred că asta a fost un avantaj. În momentul în care am citit viața medicală, erau două posturi aici. Era unul la anatomie patologică și unul la endocrine. Deci erau cumva două chestii care mă interesau. Și am întrebat pe cineva, pe o prietenă de familie, medic, unde ar aplica, care era endocrinolog, care e profesor, acum cred că s-a pensionat de endocrinologie la Iași, persoană foarte inteligentă, și am întrebat-o unde te-ai duce, la care dintre ele ai da. Și a fost foarte drăguță și dar oarecum m-a marcat toată discuția. Mi-a zis că, în primul rând, la endocrine, nu știu dacă... profesorul, șeful de secție care conduce acolo este cea mai bună opțiune. La anatomie patologică însă, cel care era șeful secției și al disciplinei pe vremea aia era, nu știu dacă ai auzit vreodată, de profesorul Simu, George Simu. Era o personalitate recunoscută în România, în anatomie patologică și era și o personalitate interesantă, așa, chiar și în privat. Și mi-a spus, uite, eu m-aș duce la anatomie patologică pentru acest profesor. Pentru că, deși nu l-am prins mult, l-am prins numai vreo 3 ani, deci este o mare personalitate și s-ar putea ca
exact anii de formare, de rezidențiat să te influențeze. Și apoi mi-a mai zis o chestie foarte interesantă, zice, știi că dacă este să iei vreodată să câștigi premiul Nobel, mai degrabă îl câștigi într-o specialitate din asta de cercetare fundamentală decât în endocrinologie, așa că tot la anatomie patologică și o să vezi. Și s-a prins atunci o sclipire când v-a spus așa ceva? Se aprinde. Cumva te ambiționează, te motivează o asemenea persoană și te gândești, de ce nu? Trebuie să ai țeluri înalte în viață. Deci, cumva, la un moment dat poate să ne așteptăm să vă auzim numele. Nu pot să zic să ne așteptăm, dar că noi facem eforturi în anumite echipe de cercetare de a descoperi și de a duce mai departe anumite domenii, cu siguranță. Premiul Nobel nu se ia foarte ușor și orice premiu nu se, important mă refer, nu se ia foarte ușor. Dar că sunt lucruri pe care vrem să le schimbăm și care s-ar putea să aibă așa un impact, și că premiul Nobel, nu știu dacă te-ai gândit vreodată, dar premiul Nobel se dă pentru o descoperire remarcabilă într-un domeniu și care schimbă fundamental sănătatea populației planetei. Știi? Sau are capacitatea de a schimba fundamental. Știi? Și poate avem noi norocul, poate au alții de a face aceste descoperiri. Dar sunt lucruri la care lucrăm. Și cât de important e să ai un cel foarte înalt pe care să-l urmărești? Știi, câteodată e cu două tăișuri. Câteodată s-ar putea să fie atât de îndepărtat țelul ăla de tine și de neajuns, încât să fii frustrat. Și atunci poate nu e bine. Dar cred că depinde de personalitatea pe care o ai. Pe genul meu de personalitate, zodie, background, educație, familia din care am provenit, care cumva m-a concentrat numai spre a mă perfecționa, a mă educa, a avea o carieră, e foarte motivațional. Știi? Și cred că asta ar trebui cumva să fie ca un fel de mesaj pentru tinerii de astăzi, să-și găsească cumva calea lor în viață. Să țină cont de familie, de sfaturi, să țină cont de sfaturile celor importanți, nu de oricine, știi? De sfaturile celor pe care îi respectă și care contează. Dar cred că e important să-și găsească ei drumul în viață, adică să le placă foarte mult ce fac. Și atunci când îți place ce faci, cumva te duci la muncă din plăcere, știi? Adică nu simți neapărat că muncești, sigur că ai și zile în care ți-i greu, dar făcând-o cu plăcere, chiar și partea asta ambițioasă de cercetare, chiar și partea de carieră, când o faci cumva tu din tine, cred că în primul rând ai mai mult succes și în al doilea rând o faci mai ușor. Și cred că asta ar fi mesajul pe care sau să zicem sfatul pe care îl aș da unui tânăr student, să-și găsească el calea, să nu țină cont neapărat de sfaturile sau să zicem impulsurile date de familie, pentru că câteodată familia e foarte bună, l-a dat sfaturi așa cum a fost în cazul meu, dar câteodată poate nu, adică poate familia vrea mult mai mult decât poți tu sau altceva decât vrei tu. Dar cred că să-și găsească o specialitate care să le placă, știi? Și atunci când faci ceva cu plăcere, lucrurile sunt mai simple. Să-și găsească adevărata pasiune. Și ce sfaturi le mai dați dumneavoastră studenților? În primul rând să-și trăiască viața, pentru că, știi, sunt niște ani care nu se mai întorc. Fiecare perioadă are caracteristicile ei și perioada în care noi eram studenți era total diferită, dar chiar și în nenorocirea de atunci, noi am reușit să ne distrăm extrem de bine, să se gândească că sunt anii ăștia de studenție, nu vor mai veni înapoi. În momentul în care începi să lucrezi efectiv, ești mult mai responsabil. Începi să ai o familie, începi să ai proprii tăi copii și atunci, clar, partea asta de distracție se reduce. Să-și găsească, așa cum spuneam, domeniul care să li se potrivească, știi? Adică să se gândească foarte bine până se ducă la rezidenția și să ia un punctaj și pe baza lui să zică gata, încep asta și mai văd. Că trebuie chiar să ți se potrivească specialitatea și apoi să-și deschidă cumva orizontul.
știi, adică să încerce să citească cât mai mult, să se perfecționeze cât mai mult, să meargă la congrese, să-și dea seama care este diferența, unde vor să ajungă, cu cine vor să se compare, de la cine vor să învețe și să se gândească că toate celelalte vin odată cu asta, știi, adică este o muncă extrem de grea. E un domeniu foarte competitiv, medicina. Este mult mai simplu să fii funcționar într-un birou. În medicină e greu. Orice specialitate medicală e grea. Una e mai grea fizic, una e mai grea intelectual, dar toate sunt foarte, foarte grele. Și să-și găsească oarecum un drum la capătul cărora să fie echilibrați, știi, și fericiți. Și dacă mai reușesc pe lângă asta să aducă și un aport medicinei românești, va fi senzațional. Și ce faceți dumneavoastră pe lângă medicină? Călătoresc foarte mult. Am pasiunea asta cu călătoriile de mică. Mă rog, până la Revoluție n-am avut un pașaport, dar călătoream în țară cu ai mei, probabil că ei mi-au însuflat pasiunea asta pentru a călători și pentru a mă mișca și a mă muta dintr-un loc în altul, știi, nu cu toată casa și cu jobul și cu, dar de a fi expusă la cât mai multe locuri. Călătorim foarte mult și în România, dar în străinătate călătorim extrem de mult și ne place să descoperim locuri și îndepărtate și apropiate, dar noi întotdeauna mă plictisesc destul de repede, știi? Și atunci tot timpul sunt în căutare de locuri noi. Îmi place foarte mult să citesc, îmi plac foarte mult filmele, sunt foarte pasionată de filme și de obicei o vacanță se desfășoară cu o carte pe zi și în weekend-uri mă uit la multe filme. Și mă rog, deci știi că din călătorii vin toate celelalte pasiuni, că în momentul în care te duci, să zicem, la Paris, sunt toate acolo, știi, sunt toate muzeele, sunt toate restaurantele, îmi place foarte mult să mănânc în anumite restaurante, nu mănânc mult, dar mănânc ce îmi place și în locuri interesante, îmi place să descopăr, știi, locuri, bucătari, tot felul de... Apoi îmi place să fac cumpărături. Recunosc că sunt oarecum pasionată și toate astea cred că vin din dorința de a evada. Din faptul că tu ești atât de copleșit câteodată de toată partea asta de tumor, de oncologie, de suferință, încât tu îți găsești la un moment dat refugiu în domenii din astea foarte artistice și care să-ți facă plăcere. Și tot ce e frumos îmi face plăcere. Să mă uit la ceva frumos într-un magazin, să mă uit la un spectacol frumos, să mă duc într-un muzeu, și așa mai departe. O clădire frumoasă, îmi place foarte mult arhitectura. Am multe pasiuni. Îmi place să mă întâlnesc cu prieteni foarte apropiați, dar de obicei să mă întâlnesc în locuri din lume. Știi? Până acum erau, până la pandemie, erau congresele în care ne întâlneam. Acum cam toate sunt virtuale, dar încă ne mai întâlnim prieteni apropiați și facem excursii împreună. Și care ar fi un loc pe care l-ați vizita mereu, în afară de Paris? Sunt locuri în care ne ducem mereu în Europa, sunt câteva orașe care ne plac în Europa. Uite, de exemplu, peste o săptămână plecăm în Mykonos, îmi plac foarte mult anumite destinații de vacanță de vară. Sunt câteva orașe, uite, peste vreo lună plecăm pentru mine a doua oară. Soțul meu merge pentru prima dată la Copenhaga, iarăși mă interesează toată partea aia de nord de Europa, dar sigur că mai mult îmi place sud de Europa, asta este clar. Dar apoi sunt locuri, sunt multe locuri în care ne ducem și ne ducem. New York-ul este un loc pentru mine extrem de energetic, are o vibrație orașul ăla și o energie senzațională, un oraș foarte competitiv, un oraș care cumva te obosește după 10-15 ani. Știi că se și spune că cine reușește la New York, reușește, știi? Și ca să reușești e foarte greu și toți colegii mei sau cam 10-15 ani și după aia se retrag într-un oraș mai și într-un loc mai liniștit, pentru că te mănâncă cumva, știți, mănâncă energia.
Deci New York ar fi din Statele Unite. Mexico City este unul din orașele preferate. Acolo am și o prietenă foarte bună care e tot anatomopatolog în Institutul Oncologic, dar toată cultura aia mexicană, istoria lor, mâncarea, tot îmi place în Mexic. Buenos Aires-ul îmi place foarte tare. Iar așa am un coleg cu care lucrez care s-a născut în Buenos Aires. Dar Buenos Aires-ul este, știi că este un mix de italieni cu spanioli, deci toată carisma aia lor la capătul lumii e foarte interesant și cu arhitectură oarecum europeană. Îmi place foarte mult Japonia. Practic tot globul. Sunt câteva locuri, da, care mă interesează. De exemplu, uite, n-am fost niciodată interesată de partea de Australia. Mi se pare și foarte departe. Nu sunt foarte... Când-mi atât de mult Parisul, nu-mi place atât de mult Londra. Știi că întotdeauna când ești educat să-ți placă Parisul, Londra îți place mai puțin, nu-mi place foarte tare Londra. Dar sunt câteva locuri și apoi sunt câteva locuri în care n-am ajuns niciodată și îmi doresc să ajung. De exemplu, Montevideo este un loc în care vreau să ajung anul ăsta. N-am ajuns niciodată în Tokyo. Și sper că la anul, în primăvară, să ajung. Am ajuns în Japonia, dar n-am ajuns în Tokyo. Și am o foarte bună prietenă care e anatomopatolog în Tokyo. Și sper să ajung și sper să ajung în perioada, știi că e perioada cea mai frumoasă în Japonia, este perioada în care înfloresc cireșii. Perioada de primăvară și sper să ajung. Care sunt lucrurile pe care le înveți din a călători foarte mult? Îți deschide orizontul. Sigur că tu poți să citești și dai seama că părinții noștri, bunicii noștri, toți cei dinaintea bunicilor, nu exista globalizarea asta atât de feroce, poți spune, care este acum și nici posibilitatea de a călători. Și ei practic călătoreau prin cărți, prin lecturi. Este foarte important să citești. Așa am început și eu. Dar este o diferență mare între a citi despre ceva și a vedea cu ochii tăi. Pentru că o călătorie îți deschide cumva universul, știi? Îți deschide perspectiva și înveți mai mult într-o călătorie decât citind orice sau văzând orice film. Dacă tu te duci și călătorești cu ideea de a călători și de a absorbi informația. Așa că la orice nivel, cu orice bani, oricât de tânăr, știi, nu trebuie să ai foarte mulți bani ca să-l călătorești, nu trebuie neapărat să-ți la hoteluri de lux sau la restaurante de lux, dar trebuie să fii în contact cu alte civilizații pentru a-ți deschide mintea. E un sfat foarte bun, că acum, în perioada studenției, poate te gândești mai mult la, nu știu, când o să am eu banii mei, mă duc, nu știu unde și fac, nu știu ce, dar acum, de fapt, acum trebuie să mergi, da, să te urci, nu știu, un avion și, da, să pleci când ai vacanță, bineînțeles, sau când ai, sigur, timp la dispoziție. Sau chiar când ai burse, că am înțeles că sunt acum sisteme de burse oferite de diferite structuri prin care e foarte important chiar și la nivelul ăsta de student, da, să te duci cu o bursă din asta și să te expui la un cu totul alt sistem medical. Și, sigur, când te duci cu o bursă, să zicem, la Istanbul, vezi și Istanbulul. Știi, adică vezi și cultura lor, vezi istoria, vezi civilizația, pe lângă tot ce vezi în spital sau în universitatea. Și trebuie să pornești. Și noi am pornit cu 2 lei în buzunar. Gândește-te că am pornit primul meu drum, e adevărat, cu primul meu pașaport și primul meu drum a fost la Paris. Dar nu cred că aveam mai mult de 100 de euro pe lună în final. Și asta este. Ești fericit, știi, mai ales la vârsta asta când ești tânăr. Eu cred că ești fericit cu oricâți bani, numai să ai libertatea de a. Libertatea care s-a câștigat greu în România. Așa este, fantastic să călătorești, să vezi, să simți. Și, într-adevăr, de fiecare dată când te întorci dintr-o călătorie, ești mult mai încărcat de energie. Da, asta simt și eu. Vii mai obosit, poate, că vii transatlantic sau vii, dar ai o energie extraordinară și un optimism, cumva, îți dă orice călătorie. Noi n-am avut posibilitatea asta.
când eram studenți. Nu exista până la Revoluție, a fost undeva în anul, cred că 4. Până la Revoluție nu avea nimeni pașaport, să fim serioși. Iar după Revoluție, încă 2-3 ani, atunci am început să am pașaport și am început să călătoresc, dar burse nu exista. Gândește-te numai ce posibilitate ai. Există și posibilitatea de a pleca cu bursă Erasmus pe perioada unui an universitar. Dacă da. Ați fi avut posibilitatea, ați fi plecat. Da. Da, cred că și acum, dacă aș avea posibilitatea, aș pleca. Dar și acum plec, de altfel, de cam de un an, imediat după ce ne-am vaccinat, știi, în primul an de pandemie, am cam stat prin casă. Dar am stat prin casă și am terminat o carte internațională, uite, de partea cu care să ne-am vorbit, la care lucram și la care poate că nu o terminam nici până acum, pentru că eram vreo 12 implicați. Foarte ocupați toți și când a început pandemia, a început, dacă ții minte, pe un fond de congrese, era sălbatic, pur și simplu, eram în fiecare lună pe alt continent, toți, și țineam tot felul de prezentări. Deci nu cred că am fi terminat cartea aia, deci am lucrat la carte în primele 2-3 luni, în care chiar aproape am cam stat acasă cu toții. Și apoi au început toate congresele astea online, care a fost foarte simplu. Știi, uite de aici... tu ții în Los Angeles, de exemplu. Ei stau și te ascultă din birourile lor o oră, după aia și fac mai departe de treabă. Deci am avut ce face, dar după ce ne-am putut vaccina și am putut să începem să călătorim, am un proiect, unul din proiectele la care lucrez și care este cu, mă rog, tot așa mai multe instituții, dar se desfășoară în principal la New York. Cred că am călătorit anul ăsta de vreo 5 ori deja. Numai la New York. Deci pe lângă alte călătorii, numai la New York. Deci m-aș duce și mâine, cred că aș începe o nouă supra-specialitate, dacă aș putea. Acum nu mai permite, nu mai pot să plec chiar așa. Aș putea să-mi iau jumătate de an sabatic sau... Dar lucrez la atât de multe în rest, încât ar fi mai greu. Plus partea de privat, plus... Însă m-aș duce. Și cred că ar trebui să te duci la orice vârstă. Despre ce este cartea la care ați lucrat în pandemie? Cartea la care am lucrat în pandemie este de patologia colului uterin. Toată patologia colului uterin. Am fost 3 editori, eu și 2 din New York și încă vreo... Am fost și autori și noi, nu numai editori, dar restul autorilor au fost doar din Statele Unite. Și cum a fost pentru dumneavoastră să fiți în această echipă? N-a fost prima echipă internațională în care am lucrat la o carte. Am mai lucrat și înainte și lucrăm și acum. Acum lucrez la o carte mai complicată, care oarecum mă obosește mai tare, pentru că e mai simplu să lucrez cu un număr mai restrâns de autori. Am lucrat la o carte internațională la care sunt editor, care are vreo 40 și ceva de autori și este destul de greu să coordonezi 40 și ceva de autori din toată lumea. Tu sigur că ai un coordonator din partea editurii, adică nu... Ești tu singur acolo, am un coeditor, dar e complicat să-i motivezi pe toți, să-și respecte deadline-urile. Și apoi, îți dai seama, partea aia de editare practic nu face altceva decât să uniformizeze. Trebuie să existe o chestie uniformă. 40 de oameni nu pot să scrie la fel. Deci trebuie să le dai niște detalii, cum să structureze. La un moment dat să vii un pic peste ei și să spui că nu-i bine sau trebuie să upgradezi. Uite, mai este o publicație. Tu ai depășit un an deadline-ul și într-un an au mai apărut 3 chestii pe care trebuie să le incluzi, că cartea se publică la anul și peste încă 3 ani trebuie să fie actuală. Totul este într-o evoluție din asta sălbatică și e destul de complicat. Dar e interesant, pe de altă parte. Și cum vă simțiți în această poziție? De editor? Vă obosește? Da, vă obosește? Ești câteodată așa un pic frustrat că lucrurile nu merg bine, ai zile în care nu merg bine, ai zile în care... E foarte important când, când faci asemenea cărți internaționale, propunerea vine din partea editurii. Iarăși, ca la ghiduri. Și propunerea vine... se adresează unor oameni care tot așa sunt foarte vizibili internaționale. Deci au publicat într-un domeniu și au capacitatea de a coordona asemenea echipe. Astfel încât editura îți pune la dispoziție tot. Editura, în primul rând, îți plătește toată cartea, tu nu contribui financiar, dar mai mult decât atât, editura îți pune la dispoziție ca un fel de manager de carte.
Și managerul e foarte important cum este, știi? Sunt unii manageri care sunt foarte buni, de exemplu, și care lucrez foarte ușor și sunt unii, uite, acum lucrăm cu cineva care nu este atât de, nu e atât de rapid, nu are o reacție atât de rapidă pe cât am vrea noi, pentru că noi când lucrăm avem un ritm. Și ritmul ăla trebuie cumva să-l aibă toți din echipă. Dacă unul dintre ei nu răspunde 5 zile la e-mail, eu intru oarecum într-un fel de disperare. Nu e foarte ușor, dar se învață. Iarăși, este, toate domeniile astea se învață. Cercetarea se învață, publicațiile se învață, cartea, cum se coordonează, toate se învață. Și cum ar arăta publicația ideală pentru dumneavoastră? Articol sau carte? Cred că cele pe care lucrez acum sunt publicații. Cred că la cartea ideală, cred că e cartea la care am lucrat în pandemie. Adică cartea asta în care am avut, mulți dintre ei mi-erau chiar prieteni apropiați, dar mai ales persoane cu care lucrez extrem de ușor, te înțelegi foarte bine, știi că au publicat mult în domeniul ăla și cumva publicând în același domeniu și știindu-te că te întâlnești la toate congresele să-ți diseminezi rezultatele, știi că sunt la același nivel. Deci nu ai nicio problemă pe partea asta că ești depășit sau... Deci probabil că aia a fost cartea ideală până acum. Cartea asta la care lucrez acum, care are atâția autori, e un pic mai greu aia. La publicații cred că sunt cele, bine, îmi plac și case report-urile la care pur și simplu eu am un caz interesant și îl public, dar aceste publicații care adună cazuri din toată lumea și în care stai, și la noi e foarte interesant că specialitatea presupune să stai la microscop, să te uiți la lame și asta poți să o faci fără a produce vreo acțiune nefavorabilă asupra sănătății pacientului. Ce înseamnă asta? Înseamnă că dacă tu ești chirurg și vrei să operezi cu un alt coleg chirurg niște cazuri și să le publici, e mai greu dacă tu vii din România și el din Statele Unite, că n-ai baza legală să poți face chirurgie în America. În timp ce dacă tu ești anatomopatolog, cazul deja s-a diagnosticat, e dat de mult diagnosticul, dar vrei să revezi un număr de cazuri, le scoți și stai cot la cot la microscop din ăsta multi-head, nu știu dacă ai văzut vreodată, sunt cu câte 20-30 de capete, toți din lume, acum chiar și virtual, că se scanează lamele și te uiți împreună. Și cred că de aici vin cele mai interesante rezultate, în care pui cazuri din toată lumea, în primul rând, deci ai distribuție geografică, și în care 10, 15, 20 de experți, când se uită în același timp la microscop, de acolo sar ideile cele mai interesante. Și cum arată o dezbatere între multe persoane care se uită la aceeași lame? Păi, câteodată poate fi așa ca un fel de coridă, dar evităm, care câteodată poate fi chiar și interesantă sau palpitantă, dar fiind un domeniu medical și serios, încercăm să evităm genul ăsta de personaje și când începem să proiectăm asemenea studii, ne gândim foarte bine și la ce persoane să includem. Pentru că întotdeauna există un lider, o persoană extrem de... cu multă experiență și carismatică, dar cu cea mai mare experiență în domeniu sau care poate are chiar ideea studiului și apoi toți ceilalți care contribuie, dar îți dai seama că trebuie să fie și o înțelegere și o chimie, dacă vrei. Trebuie să fie o chimie între cei care lucrează. De aceea, uite, un alt lucru interesant în Statele Unite, ei își selectează oamenii pe care îi angajează și selecția nu se face numai, e foarte serioasă, e foarte, foarte competitivă și se face nu numai prin a studia CV-ul persoanei, pentru că am stat acolo și stând cu luni de zile am văzut și cum se fac interviurile de la fellowship și până la persoana care lucrează permanent într-un asemenea institut. Și să știi că la un moment dat i-am și întrebat, erau, țin minte, la MD Anderson în Houston erau 2 sau 3 locuri pe dermatopatologie și aveau 150 de aplicații și pentru fellowship. Deci pentru supra-specializare pe dermatopatologie de 1 an jumate, MD Anderson e foarte recunoscut în toată lumea pentru dermatopatologie, sunt unul din domeniile lor de top. Și am întrebat, bun, dar în final cum reușești să departajezi dintre 150 de CV-uri care presupun că sunt destul de asemănătoare, pentru că cine aplică pentru fellowship la MD Anderson este o persoană care categoric știe ce trebuie să conțină CV-ul ca să aibă șanse. Deci, practic, cum departajezi dintre 150 de oameni?
Și mi-au spus foarte sincer, uite, la noi, pe lângă partea de CV, care se studiază foarte atent, îl chemăm un pic și îl punem și la microscop, sigur, ca să vedem dacă CV-ul are legătură cu realitatea, dar ce contează în final din cei 150 foarte mult este partea personală, chimia între noi. Și bun, și zic, cum faceți lucrul ăsta? Păi zice, ieșim la masă cu ei. Și realmente cei 3, 4, 5 oameni, 10 care fac dermatopatologie, au câteva cine programate cu aplicanții. Și la masa respectivă îți cam dai seama ce background are, ce idealuri are, ce pasiuni are, ce temperament are, pentru că tu practic îl vei sta cu el un an jumate sau la un moment dat vei sta toată viața dacă aplică pentru și tu trebuie să te înțelegi. Și la ei nu există că nu te înțelegi, ca la noi. Știi? Pentru că din neînțelesul ăla vine regres. La ei totul este spre progres. Și n-ai cum să ai lupte într-o secție sau într-un departament sau într-o universitate care să ducă la regres. Și atunci ei trebuie să se înțeleagă foarte bine, trebuie să există o chimie. Așa și la noi cei care lucrăm pentru un studiu, trebuie să există o chimie între noi. De aceea trebuie să fim un pic și prieteni chiar și în privat. Că trebuie, dar devii, știi, când lucrezi de atâția ani. Mai ales când aveți interese comune și... Exact. Invariabil ajuns să ai un subiect de discuție. Da, da. Care este sigur anatomie patologică, dar îți dai seama că fiind o chimie acolo, cam orice domeniu vrei să abordezi și să te sfătuiești, practic devine familia ta, într-un fel sau altul. Și cum v-ați clădit abilitatea de lider? Nu știu dacă am asemenea calitate de lider neapărat, sincer. Nici nu știu dacă mă văd ca un lider, ci mai degrabă ca o persoană care reprezint un anumit domeniu sau care reprezint, dacă vrei, România. Dar lider, nu cred că unul dintre noi este lider și ceilalți sunt cumva subalterni. Liderul însă, așa o noțiune mai extinsă, în domeniul ăsta este probabil persoana cu cea mai mare experiență. Și astea nu pot fi decât ei, din asemenea institute oncologice care văd atât de multe cazuri și atât de dificile, pentru că și tu aici vezi multe cazuri și unele foarte dificile, dar nu vezi așa o paletă de cazuri cum văd ei. Și apoi persoana care are, dacă vrei, cele mai bune idei și cele mai revoluționare de cercetare, devine lider automat pentru că ideea contează. În momentul în care și grupul zice da, ce interesant, sau poate nu neapărat mă interesează și atunci nu ești obligat să intri într-un anumit grup. Intrarea se face, este cumva opțiunea ta în viață. Adică dacă nu vrei să faci parte din... Chiar dacă te invită, poți să refuzi. Și avea motive pentru care ai vrea să refuzi așa ceva? Da, nu știu, vrei să ai o viață mai liniștită. Vrei să îți urmezi pasiunile tale din privat și nu neapărat să te duci de 5 ori pe an la New York. Nu știu, pe banii tăi și lăsându-ți familia aici și, mă rog, îți dai seama că e o chestie foarte palpitantă, dar are și niște dezavantaje. Da, poate vrei să ai o viață mai liniștită. Poate nu te interesează neapărat să faci nu știu ce progres într-un domeniu. Poate este... Sunt foarte mulți medici cărora le ajunge, practic, să fie medici, dacă o fac cu adevărat. Încă noi cred că, până la urmă, ne instruim să devenim medici. Restul sunt alte domenii, dacă vrei. Partea de didactic este cu totul alt domeniu. Nu înseamnă că dacă te la facultate de medicină trebuie să vii cadru didactic. Este, dacă vrei, o altă meserie. Pe care, iarăși, poți să vrei să o faci sau nu. Ar fi bine să o faci numai dacă ți se potrivește. Și dacă ai anumite calități. De a transmite, de orator, știi? Adică, nu are rost să o faci forțat. Pentru că e greu. Este, nu știu dacă te-ai gândit vreodată să devii cadru didactic, dar este oriunde greu, dar în România a devenit în ultimii ani chiar foarte greu, respectând niște criterii europene. Adică trebuie să ai un CV foarte bun, să publici. Este foarte competitiv. Cu alte cuvinte. Păi cercetarea este un alt domeniu. Iarăși trebuie să-l înveți. Poți să vrei să-l faci sau nu. Nu înțeleg de ce ar trebui să-l faci, numai că trebuie să-l faci. Trebuie chiar să-ți placă. Știi, până la urmă, tot ce faci ar trebui să-ți placă.